După ce joi seara a avut loc pelerinajul cu moaștele Sfintei Filofteia, a cărei raclă a fost așezată în noua catedrală, vineri sărbătoarea a continuat la Curtea de Argeș. Mii de pelerini veniți din toate colțurile țării au participat la slujba specială de sfințire a noului altar. Prin slăbirea cu apă sfințită și umbirea cu Sfântul și Marele Duh, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, iată că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu cu binecuvântarea și cu grija Înalpreasfințitului Arhiepiscop Calinic să împlinim această dorință a Înalpreasfinției sale pe care și-a pus-o chiar din momentul în care a devenit episcop titular la Curtea de Argeș din 1990. Sigur, această idee a mai fost încununată sau îmbogățită cu un parteneriat cu Casa Regală, prin care în acest loc se găsește și necropola regală. Știm că regele Mihai al României și regina Ana sunt deja înmormântați aici și, sigur, iată două deziderate, unul mai vechi și unul puțin mai nou, dar care împreună au dus la un rezultat atât de îmbucurător, astfel încât să beneficieze și credinciosul, dar și turistul, dar și cinstitorul de valori ale României, de toate condițiile pe care trebuie să le asigure o instituție cum este Biserica pusă. De 33 de ani am tot gândit și s-a ivit prilejul ca acum să fim puțin mai în larg, cum s-a spune, și continuăm această lucrare. Așa încât dumneavoastră astăzi aduceți Sfintei Mucenițe Filofteia un omagiu și îi faceți vizită în casă nouă. Sunteți împreună casnici cu Dumnezeu și cu Sfânta Filofteia. În ciuda temperaturilor scăzute și a vremii mohorâte, oamenii au așteptat răbdători să le vină rândul să treacă prin altar și să se închine la moaștele Sfintei Filofteia. În cursul zilei de vineri, oamenii legii estimau că au fost prezenți peste 5.000 de pelerini. Reprezentanții Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului au împărțit ceai cald și pachete. Am venit la Sfânta când eram copil și am resimțit mirul de aici, același miros din copilărie. Venim de la Ploiești. Am venit de-aseară, am stat la vecernie. E o bucurie, da, e o bucurie. Am venit cu multă speranță, cu mult nădejde și cu iubire. Și dorim să fim mai buni, să ne înțelegem, să facem o țară frumoasă. Să urmăm exemplul Sfintei. Să urmăm exemplul Sfintei. Totul a fost nemaipomenit, extraordinar. N-avem cuvinte să descriem noi. De acum înainte, noua necropolă regală din orașul Basarabilor va fi deschisă permanent. Pelerinii sau turiștii care vor ajunge la Curtea de Argeș vor avea posibilitatea să viziteze mormintele regelui Mihai și al reginei Ana.